Din nou în direct, Germania trimite al treilea sistem Patriot în Ucraina. În timp ce oficialii din România au ezitat să iau o decizie fermă în această privință, cancelarul german Olaf Scholz a anunțat că urmează să trimită încă un sistem de apărare antiaeriană Patriot în Ucraina. Vom sprijini Ucraina atât timp cât va fi nevoie, a afirmat Olaf Scholz, care precizează că decizia a fost una dificilă pentru că Germania nu deține foarte multe sisteme Patriot. În timp ce România este presată de Statele Unite să trimită sistemul antirachetă ucrainienilor, Putin amenință că va răspunde cu atacuri directe dacă țara noastră sau Polonia vor ceda sistemul Patriot pentru Ucraina.